Sibiu Guitar Meeting 2020, Paul de la Antract, din nou pe scenă împreună cu cei care participă la eveniment în acest an. Paul, bine te-am regăsit. De ce ți-ai cumpărat o chitară sau de ce te-ai apucat de chitară? Prima întrebare. A fost o pură întâmplare, fără să-mi dau seama că îmi va plăcea muzica vreodată. Am găsit prin casă o chitară mai veche pe care o lăsase un verișor de-al meu și am început să zdrângănesc la ea, plăcându-mi foarte mult sunetele și felul în care se puteau combina sunetele, am început să învăț autodidact. Cât de iute te-a prins microbul ăsta? Cât de iute ai învățat prima piesă? Nu pot să-mi dau seama, știu că acum, privind retroactiv, cu siguranță că îmi pare foarte repede, însă atunci, cred că în vreo lună, două, am învățat primul cântec, de fapt primele acorduri. Da, și să încerc să le leg, astfel încât să fac un cântec. Da, a fost destul, bănuiesc că a fost destul de greu, evident nu mai amintesc foarte bine. Da, dar la un moment dat știu că te-ai dus la într-o vacanță și te-ai întors foarte plin de acorduri, de muzică, ai repetat foarte mult. Da, este adevărat. În vacanța de vară, după ce am descoperit această chestie, în vacanța de vară, la bunica fiind în grădină, undeva sub un dud agut, cum îi zice în Moldova, am stat toată vara și am studiat acele acorduri pe care le-am făcut să sune armonios, combinându-le în feluri diferite. Când m-am întors din acea vacanță, bineînțeles că profesoara mea de muzică a fost foarte uimită de felul în care am reușit să învăț să cânt la chitară. Și când ți-ai dat seama că poți face bani din acest instrument pe care mult l-au îmbrățișat datorită faptului că vreau să le impresioneze pe fete? Păi nu mi-am dat seama prea curând, însă totuși, evident, tot de-aia am început și eu, ca să impresionez fetele. Se știe chestia asta, adică cel puțin, cred că în generația actuală nu mai este chestia asta, că nu prea impresionez fetele cu o chitară în ziua de azi. Dar atunci, cu siguranță, impresionai. Mi-am dat seama că pot să fac bani în momentul în care, fiind prin clasa noua, cântam, am ajuns să cânt cu o formație de tot așa de puști, la nunți, câștigând foarte mulți bani atunci. Adică, imaginează-ți, câștigam mai mult decât maică-mea și taică-mea la un loc pe lună, ceva de genul ăsta, foarte mulți bani. Ceea ce pentru un puș de clasa noua să înceapă să câștige atât de mulți bani e mult. Însă, imediat după liceu, m-a lăsat definitiv de cântat la nunți, considerând că acest lucru este denigrant oarecum, știi? Și că nu vreau să stric muzica rock cu cântatul la nunți. Simplu. Bine, și atunci a început perioada mai de austeritate, să zicem așa. Da, da, dar tu ai crescut foarte mult în perioada aia în care cântai pentru cei de la evenimente și probabil ai început să investești și în muzică și în instrumente, nu? Când a apărut prima chitară electrică? A apărut chiar în clasa a noua, pentru că am păcălit-o pe o mătușă de-a mea de la țară, că eu îmi petreceam vacanțele undeva în Moldova pe niște coclauri, într-un decor cu muleștean, cum ar veni, cam ca lui Ion Creangă. Și am păcălit-o pe o mătușă că mama o să-i dea bani înapoi, nu mai să-mi ia chitară. Asta, în sfârșit, a fost o întreagă tărășenie. Au vorbit între ele, până la urmă s-au înțeles că, într-adevăr, și mama voia să-mi cumpere chitara aceea electrică. Dar mi-am luat-o atunci și, bineînțeles, am învățat foarte mult după clasa noastră cum să cânt. Dacă ar fi cineva să-ți dea o sumă de bani și să-și faci tu cadou o chitară, ce chitară ți-ai cumpărat? Dacă mă întreb în momentul ăsta, nu prea mi-aș cumpăra chitară.
Ce, dar ce ți-ai cumpărat? Nici nu știu ce mi-aș cumpăra. Sincer. Liniște, dacă se poate cumpăra. Da, sănătate și chestii din astea. Nu că aș avea abundență sau aș trăi în opulență. Deci să, Doamne ferește, nu despre asta e vorba. Însă am din punct de vedere al instrumentelor cam tot ce mi-ar trebui. Mi-aș dori mai multă inspirație, mai multă... Nu știu ce să-ți spun exact. Însă dacă mă întrebai pe vremuri, da, cu siguranță aș fi putut să-ți spun. Dacă mine, Gibson, Fender, chestii de genul ăsta, știi? Pentru tine contează, eu știu, cât de scump e instrumentul sau la un moment dat valoarea sunetului pe care... Absolut deloc. Valoarea instrumentului o dă omul cu mâna lui, cu ceea ce știe omul să facă, cu ceea ce înzestrat omul să facă la urma urmelor. Niciodată invers. Instrumentul nu dă valoare omului. Adică, cel puțin, asta cred eu. Un gând pentru cei care vin să cânte împreună cu tine hiturile Antract la Sibiu Guitar Meeting. Cum ți se pare? Acum hiturile Antract. Cam mult spus, dar în sfârșit, să zicem așa, generic, hiturile Antract. Eu voi fi perseverent și ceea ce pot să le spun în continuare, voi fi perseverent gândindu-mă la ce... la edițiile anterioare ale acestei întâlniri și le voi spune că trebuie să-și păstreze visurile în viață. Adică, sintetizat, trebuie să crezi, în general. Trebuie să crezi în tine, trebuie să crezi în potențialul tău, care este cel mai important lucru pe care îl are un om, potențialul său. Evident, acest potențial devine și cel mai trist lucru atunci când e neîmplinit. Potențialul neîmplinit este unul dintre cele mai triste lucruri din viața unui om. De aceea, faceți tot ce puteți să vă împliniți acel potențial și trebuie să crezi dacă vrei să schimbi ceva. Cum ți se pare setlist-ul de anul ăsta? Că deja este gata, e stabilit, sunt 20 de piese și am văzut tutoriale la care cânta cu fetele, ok, a fost toate. Playlist-ul mi se pare foarte, foarte bine ales, mai ales pentru începători. Însă piesele toate sunt piese foarte bune, pe care le iubesc de mic copil, evident. Și piesele noastre care sunt în playlist sunt, evident, două dintre favoritele mele. Dar ce pot să spun e că, într-adevăr, anul ăsta Manole, colegul meu de formație, s-a întrecut pe sine, a făcut niște tutoriale superbe, a ales niște piese superbe. Cred că va fi unul dintre cele mai bune ediții. Una dintre cele mai bune ediții. Ok, îți mulțumim, te așteptăm pe scenă și să ne revedem la Sibiu Guitar Meeting 2020. Și eu îți mulțumesc și cu siguranță voi fi acolo cu mare drag, ca în fiecare an.